Salutare și bine v-am găsit la o nouă lecție! Vom discuta despre mulțimi finite și mulțimi infinite. Haideți să vedem ce tip de exercițiu întâlnim la acest capitol. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Haideți să vedem prima dată ce este o mulțime finită. De exemplu, mulțimea divizorilor lui A este o mulțime finită. Sunt curioasă dacă știi care sunt divizorii naturali ai numărului 24. Lasă-mi un comentariu cu răspunsul tău. Deci avem o mulțime cu X, X cu proprietatea X aparține lui N, adică numerelor naturale, și X aparține divizorilor lui 15. Haideți să vedem care sunt divizorii lui 15. Divizorii îi vom începe cu 1. 1 este divizorul oricărui număr. 1, apoi continuăm. 3, 5 și 15. Și aceasta este o mulțime finită. Deci vom putea scrie că mulțimea A este formată din 1, 3, 5 și 15. Ținem cont că X aparține lui N, adică doar numere naturale, și X aparține divizorilor lui 15. Deci sunt două condiții pe care mulțimea A va trebui să le îndeplinească. Haideți să vedem un alt exemplu, mulțimea B. X aparține divizorilor lui 10 și X plus 2 trebuie să aparțină divizorilor lui 12. Deci X aparține divizorilor lui 10, avem prima condiție. Haideți să scriem divizorii numărului 10, care sunt 1, 2, 5 și 10. Și mai avem a doua condiție, că X plus 2 trebuie să aparțină divizorilor lui 12. Divizorii lui 12 sunt 1, 2, 3, 4, 6 și 12. Și acum, X plus 2 se aparține divizorilor lui 12, asta înseamnă că pe X îl vom lua din mulțimea divizorilor lui 10. Adică, prima dată vom scrie, pentru X egal cu 1, rezultă, și acum înlocuim în a doua relație, 1 plus 2 trebuie să aparțină divizorilor lui 12. Asta înseamnă că 3 aparține divizorilor lui 12. Propoziția este adevărată, deci X egal cu 1 va fi un element al mulțimii B. Acum luăm X egal cu 2. Deci, încă o dată, x și îi luăm din mulțimea divizorilor lui 10. Și vom avea 2 plus 2 aparține divizorilor lui 12? Da, pentru că 4 este un divizor al lui 12. Ceea ce este adevărat, deci x egal cu 2, din nou este un element bun. Îl mai testăm, x egal cu 5, rezultă 5 plus 2. Aparține divizorilor lui 12? Asta înseamnă 7 nu aparține divizorilor lui 12, ceea ce este fals. De x plus 5 nu îndeplinește condiția noastră. Și mai avem de verificat x egal cu 10. Deci rezultă 10 plus 2 aparține divizorilor lui 10, adică 12 aparține divizorilor lui 12. Deci este o propoziție adevărată. Deci x egal cu 10 este soluție. Și atunci noi vom putea scrie că mulțimea B este formată din 1, 2 și 10. Deci am avut cele două condiții și le-am verificat. X-ul face parte din mulțimea divizorilor lui 10, iar apoi l-am înlocuit în x plus 2 și să aparțină divizorilor lui 12. Deci aceasta înseamnă a fi o mulțime finită. Iar o mulțime infinită, putem spune că mulțimea multiplilor lui A este o mulțime infinită. Oricare ar fi un număr natural A, o să luăm, da? De exemplu, mulțimea multiplilor lui 6. Multiplul lui 6, deci la multipli începem cu 0, 6, iar apoi din 6 în 6, 12, 18 și așa mai departe, pentru că nu știm unde se termină. Și aceasta este o mulțime infinită. Deci noi putem spune că oricare ar fi A număr natural nenul, mulțimea divizorilor lui A este o mulțime finită,
În cazul nostru l-am luat 6 pe A, un exemplu. Deci, mulțimea divizorilor lui 6, care este 1, 2, 3 și 6. Este o mulțime finită, pentru că se începe de undeva și se termină undeva. Deci, începe cu 1 și se termină cu 6. Iar mulțimea multiplilor lui 6 este o mulțime infinită. Pentru că începe cu 0, dar nu știm unde se termină. Pentru că noi am pus puncte-puncte, pentru că se continuă din 6 în 6 până la infinit. Deci aceasta este diferența între o mulțime finită și o mulțime infinită. Iar acum, haideți să vedem niște exerciții. Va trebui să determinăm mulțimile. Avem mulțimea A, unde x cu proprietatea x aparține lui n, deci avem prima condiție, și x minus 1 divide pe 11. Păi vom lua prima condiție, deci x aparține lui n și x minus 1 divide pe 11. Noi de aici putem să scriem că x minus 1 aparține divizorilor lui 11. Haideți să vedem care sunt divizorii lui 11. Divizorii lui 11 sunt 1 și 11, adică 1 și numărul însuși. Deci nu mai are alți divizori. Și acum vom face x minus 1 egal cu 1, pentru că x minus 1 trebuie să aparțină mulțimii divizorilor lui 11. Deci rezultă că x va fi egal cu 1 plus 1, rezultă că x e egal cu 2. Și acum x minus 1 egal cu 11, deci rezultă că x egal cu 11 plus 1, rezultă că x egal cu 12. Deci am obținut cele două elemente, x egal cu 2 și x egal cu 12, aparțin lui n și atunci putem să scriem că mulțimea A este formată din elementele 2 și 12. Mergem la următoarea mulțime. X cu proprietatea x aparține lui n și x plus 1 divide pe 16. Deci din nou avem x aparține lui n și x plus 1 trebuie să aparțină divizorilor lui 16. Haideți să vedem care sunt divizorii lui 16. Divizorii lui 16 sunt 1, 2, 4, 8 și 16. Și acum vom face x plus 1 egal cu 1. De aici rezultă că x va fi 1 minus 1, rezultă x egal cu 0. X plus 1 egal cu 2. Deci rezultă că x va fi 2 minus 1, rezultă că x va fi egal cu 1. X plus 1 egal cu 4, rezultă că x va fi egal cu 4 minus 1, rezultă că x este egal cu 3. X plus 1 egal cu 8, rezultă x va fi 8 minus 1, deci rezultă că x va fi 7. X plus 1 egal cu 16, deci rezultă că x va fi 16 minus 1, rezultă că x ne va da 15. Toți acești x aparțin lui n, deci verifică și prima condiție. Și atunci noi ca elementele mulțimii B le putem scrie ca fiind 0, 1, 3, 7 și 15. Și am aflat mulțimea B. Avem mulțimea C, formată din x cu proprietatea, că x aparține lui n stelat, deci numerele naturale fără 0. Și x plus 2 îl divide pe 20 și 3 îl divide pe x. Haideți să vedem. În primul rând, trebuie să ținem cont că x aparține lui n stelat. N stelat, mulțimea numerelor naturale fără 0. Deci pornește de la 1, 2, 3 și așa mai departe, deci fără 0. Trebuie să ținem cont și de acest lucru. Avem x plus 2 aparține divizorilor lui 20. Asta înseamnă că x plus 2 îl divide pe 20. Divizorii lui 20 sunt 1, 2, 4, 5, 10 și 20. Și mai avem că 3 îl divide pe x, de care trebuie să ținem cont. Și acum vom lua relația x plus 2 egal cu 1. Deci de aici rezultă că x va fi egal cu 1 minus 2. Deci aici ne dăm seama că x nu aparține lui n, va fi un număr negativ. X plus 2 egal cu 2. Rezultă că x va fi 2 minus 2 egal
Rezultă x egal cu 0, din nou, nu aparține lui n stelat. Și nici în cazul de sus, lui n steluță. X plus 2 egal cu 4, rezultă că x va fi 4 minus 2, rezultă că x egal cu 2, ceea ce aparține lui n steluță. X plus 2 egal cu 5, rezultă că x va fi egal cu 5 minus 2, rezultă că x ne dă 3, care din nou aparține lui n. X plus 2 egal cu 10, rezultă că x va fi 10 minus 2, rezultă că x ne dă 8, din nou aparține. Și x plus 2 egal cu 20, deci rezultă că x va fi egal cu 20 minus 2 și rezultă că x ne va da 18, din nou aparține mulțimii numerelor naturale fără 0. Și acum, din toate aceste condiții pe care le-am verificat, deci prima condiție am verificat-o, noi mai avem condiția 3 divide pe x. Și atunci rezultă din toate aceste numere pe care le-am aflat, condiția noastră va fi doar x egal cu 3 și x egal cu 18. Deci, în prima fază am verificat că x aparține lui n stelat și acum am pus și cea de-a doua condiție, ca 3 să-l dividă pe x. Deci noi vom lua ca soluție finală doar 3 și 18, da? Pentru că am verificat toate cele 3 condiții. X aparține lui n stelat, x plus 2 să aparțină divizorilor lui 20 și 3 să-l dividă pe x. Și mergem și la cea de-a patra mulțime, x cu proprietatea că x aparține lui n și 2x plus 1 trebuie să-l dividă pe 3x plus 5. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Deci prima condiție, x aparține mulțimii numerelor naturale. Și acum, vom putea scrie că 2x plus 1, ceea ce ne și dă, îl divide pe 3x plus 5. Dar noi putem scrie că și 2x plus 1 se divide cu 2x plus 1, pentru că orice număr se divide cu el însuși. Și așa am creat două relații. Și în partea dreaptă va trebui să reducem pe x. Și observăm că avem 3x și 2x. Și atunci, prima relație o vom înmulți cu 2 și a doua relație o vom înmulți cu 3. Și vom avea 2x plus 1 va divide pe 6x plus 10. Deci înmulțim fiecare termen cu 2. Și acum înmulțim fiecare termen cu 3. Și va rezulta 2x plus 1 trebuie să-l divide pe 6x plus 3. Și acum vom trage linie și vom scădea ce avem în partea dreaptă. Și ne rămâne că 2x plus 1 va divide 6x minus 6x se reduc și vom avea 10 minus 3, adică 7. 2x plus 1 trebuie să-l dividă pe 7. Și atunci vom putea scrie că 2x plus 1 trebuie să aparțină divizorilor lui 7. Adică 2x plus 1 trebuie să aparțină divizorii lui 7, sunt 1 și 7. Și atunci scriem 2x plus 1 egal cu 1, rezultă că 2x va fi egal cu 1 minus 1, rezultă că 2x ne va da 0 și deci rezultă că x este 0. Deci aparține lui n, verifică și prima condiție. 2x plus 1 egal cu 7, de aici rezultă 2x va fi egal cu 7 minus 1, rezultă 2x va fi egal cu 6, deci rezultă că x va fi egal cu 3, care din nou aparține mulțimii numerelor naturale. Deci elementele mulțimii D sunt 0 și 3. Acesta a fost ultimul exercițiu și mulțumesc că te-ai uitat până la final.